Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video. Am bun, ne-am întors în Assassin's Creed Valhalla, nu pentru DLC cu druizi, de data asta mergem în Franța, pentru că astăzi s-a lansat un nou DLC și anume Siege of Paris. Din câte am înțeles, este un DLC ce se învârte în jurul invaziei Parisului de către vikingi, deci cred că sună o chestie destul de faină. Și ca să nu mai fac promisiuni de aiurea, vă spun de pe acum, nu cred că voi face serie cu el, doar că vreau doar așa să vă arăt care este treaba cu DLC-ul, să vedem începutul, dacă chiar pare promițător, poate îl vom face, de asta rămâne de văzut. Și dacă vă place jocul ăsta mai bun și vă plac videole cu Assassin's Creed în general, știți foarte bine ce ați făcut un micuț dacă acolo, și ar fi super, super drăguț din partea voastră. Sincer, curios să văd cu ce începe toată treaba, am văzut așa puțin din memo-ul pe care mi l-au trimis cei de la Ubisoft în legătură cu DLC-ul, că uite, ăsta e niște personaje, cu asta te vezi, cu asta faci și toate alea, și părea cât de cât interesant. Dar acum, ideea e că să nu fie și ca celălalt DLC, unde, cu toate că începea promițător, a devenit încetul cu încetul destul de plictisitor. Așa că hai să vedem aici unde este misiunea care ne pornește toată aventura asta către Paris și să vedem unde ne ducem, dacă mergem de fapt într-o zonă nouă sau nu. Eu sincer sunt curios dacă chiar ne ducem într-o zonă nouă. Ai o clădire nouă acolo sau e ceva chestie construită nouă, pentru că nu aveam până acum. La cumva era cât pe ce să treacă prin mine? Suniva! The days are long and the nights are warm. O, cred că este de fapt cinematic de... And it marks the beginning of raiding season. Cum se cheamă, de ceva sezon. We still need to finish gathering offerings for the gods, so we can... Dar jocul ăsta are o tonă de sezoane with și eventuri în game. We will have calm waters, good winds. Are nebăgate single player jocul, așa că mulți uită de ele. Yes. He asked to bring in an extra set of hands. Svinta has already set up her... Cred că putem da skill la asta, nu știu că poți da skill la asta. Are not the only tools of war, Eivor. You must train your mind as you train your body. Eager to see what this mind training will look like. I would show you around, but I need to get my offering ready for the bonfire. Check around the settlement to see what's needed. Perhaps okay. You can make yourself useful. Am I not already useful? Oh, be sure to say hello to Norbit. But first, take this torch and mark the beginning of the festival. Da, exact ca atunci când am făcut că Wrath of the Druid sau ceva, sau când am intrat, nu mai știu noi în ce perioadă, când am avut cinematicul ăla de la Crăciun sau ceva de genul ăla, unde era tot la fel un festival. Da, vedeți, a început și asta. Uite, v-am mai arătat o chestie în plus față de DLC. V-am arătat schema asta cu vizitator, cu sărbătoarea. Opa. Ce mai e acum? What the fuck? Ah, nici nu vreau să știu ce e. What in the nine realms was that? Ok, unde e misiunea? Stai așa că am ratat misiunea. Misiune world aici. Nu, prea nu ne interesează toate alea. Challenge from the gods. Ăla e ceva nebunie. War games, war effort, test your mid, river to the bed. Asta trebuie nou. Asta e misiunea pentru Siege of Paris. Avem pe cineva care ne aduce niște lucruri și care ne face curioși ce mai probabil de Paris. Ia să vedem, ce e cu asta? Sărut mânușițele. Is that everything? This feast has to be great. Yes, it is our last chance. Nu par să vorbească franceză. Welcome to Ravensthorpe. I'm Eivor, though you seem to know me already. You are well known to us. I am Toka Sinriksdottir, and the Frankish boar with me is my advisor, Pierre. Pierre? We are here on behalf of Siegfried of Francia, renowned warrior and leader of the Northmen there. Siegfried? You look to be at home here already. How could we not be? What you have done in this place is amazing. The guest house is a fitting addition. We have also brought new tastes for your long table from Francia. Oh, brânză. If it is drink you prefer, we have mulled wine. Very generous. Some might say overly generous. Consider it a token of goodwill from the hand of my uncle Siegfried. You know, clan to clan. Vor ei ceva de la noi. That would be blood if any here heard I refused a feast. So, consider it accepted.
Yes, you honor us. Prăjită, rodată, era carbonizată. Reminds me of how Frankia used to be. Given the chance, I would visit often. And you would be welcome. Yet you do not share your gifts for nothing. I await the boon you surely will ask of me. Tales of your judgment prove true. You can teach me some of that wisdom over ale this day. Shall we begin? Okay. Let us see if these Frankish treats hold up to scrutiny. Let us eat! Aia e numai o carne de porc făcută carbonizată acolo, așa. Ce sur băieții mei pe dans acolo. Deși nimeni nu cântă. What the fuck? The fuck? How one can prefer ale to wine? Mon dieu, it astounds me still. You Norse may have us Franks on the battlefield, but when it comes to drink, we stand unbeaten. Okay. This wine is great, I admit. So, Northerners do have a sense of taste. I want to show you something. Ce ai mai găsit? S-a mânat cu Virgil Ianțu găgiu ăsta. Throughout England, I have taken swords in raids and battles. Așa. This I took in a holmgang against two oafish brothers in East Anglia. Tis but a wound twig, but is still my favorite. So you've traveled to all corners of this land before arriving at Ravensthorpe. To what end? I mean to entice you and others like you to join in the glorious raids along the River Seine. Who have you talked with thus far? Many. Jarl Heminger, Guthrum, even Halfdan. Paris itself is set to be besieged. Oh. And after that, we will have amassed more riches than anyone in England has dared imagine. Let me guess how many Jarls will join you on your Frankish raids and seizures. None. Exact. They just fail to see the scale of the bounty we stand to plunder. Ma da, Parisul era destul de forță. Ei bine. Every word I have said is true. But there is something else. A new power is rising in Francia. What kind of power? The Frankish kingdoms have been united under one king, Charles the Fat. Ce nume? Charles Grasul. With this combined strength, Charles has begun a slow march against the Norse villages there. He killed my father and wiped out my village. I am sorry for your father and your village, but we have our own troubles here in this land. With Charles the Fat in power, those troubles will worsen. After his campaign in Francia, he will come for England. Charles will come for you and your clan. His armies multiply by the day. Oh. Real soldiers and cavalry, not like the Saxon farmhands and gillers in these parts. If the Raven clan were to help you, what is it you would ask of us? Our chieftain, Siegfried, prepares to siege Paris and make the Franks rethink their actions against we Norse. And our longships will grow heavy with treasure in the doing. Hmm. Nu e așa de ușor pe cât ai crede, sincer. Dar da, sună promițător, n-am să zic nu. Mă, începutul pare fain, dar așa a fost și dura trecută și am fost dezamăgit pe parcurs. But before now, I saw no reason to involve our clan. Ok, Cassandra, calmează-te. Do you see reason now? If the mad King Charles does have ambitions for England, we should act. The Siegfrieds you mentioned, he rallies the Norse there. Joining him could be our chance to push back against this new king. Or I could meet this Charles myself, and if he will not deal with me, I kill him. This problem is bigger than one king. If we kill one, another are dreptate, ce drept. Where he murdered by a Norse from England, it could bring the Franks to our shores even sooner. Then I will be mindful of who I kill and who I ally with in Francia. Could be a staple king is the way to keep Ravensthorpe safe. Let me see the sword. I wish to examine the ironwork. Oh shit, he better. No, I stole this and it is mine. Fine. If you will not show it to me, I will have to take it.
Ready yourself, Pierre. I challenge you to a Holmgang. Enough. Toka, you came here looking for help with this new Frankish threat, and the Raven Clan will answer your call. You will? You will! I promise you will not regret this. Find Pierre when you have prepared, and we will make for Francia at once. Hmm. Okay. Thank you. Nu știu ce tipul ăsta, cred că e diabolic sau ceva. E și asta o treabă. Problema e cu DLC-urile astea, la fel ca și jocul inițial, e că ajungi, începe fine, ai niște quest-uri care se leagă super bine și îți oferă o poveste clară și apoi te trântește pe niște extra content de la obosit, care devine super repede irelevant. Sau repetitiv, mai bine zis. Ok, Pierre, suntem gata. Let's go. Ok. Sincer, sunt curios ce planuri mai au pe viitor. Poate mai schimbă puțin rețeta, ar fi super bine. Pentru că deja trei jocuri au fost făcute în același stil și într-un stil nu foarte plăcut. Cum am mai spus, eu am văzut și niște statistici și foarte mulți oameni din cei care au cumpărat jocul nici măcar nu cred că au ajuns la jumatea lui. Da, să mai zic să-l și termine. Procentaj foarte mic de oameni l-au terminat. Francia. Hey! Bună, dar măcar are și multe lucruri pozitive, nu pot să zic nu. The Siege of Paris. Adică dacă ar fi, cred că un DLC de 2 ore, 3, doar așa cu story combinat Francia, frumos și toate alea. The land of Charlemagne and the bitter prize of Ragnar. Hmm. Sacked Paris for fortune in silver and sorrow. Shit. Now a new king rises, uniting Franks against Norse in open battle, and casting angry eyes toward England. Okay. I must stop this mad king from sending war across the sea. Already his armies assemble, and crows gather again over Paris. Huh. Joco pasta vere. New territory discovered. Okay. Welcome to Francia. Oh, what? No sniveling emissary from King Charles to greet us. Believe me, yeah! Wolfkist, you will feel the warmth of his welcome soon enough. Oh, locul ăsta arată ca și cum a venit ciuma neagră. That king did this. We all had a part in it. Chiar aș fi crezut că a venit ciuma neagră aici. Arată ca și cum a venit ciuma neagră. Nu era fix pe perioada asta, nu era puțin mai încolo, de fapt, chiar erau semi-moderne chestiile. This is what he would bring to Ravensthorpe. It is. We are almost there. But we cannot take the longship around Paris as the Franks bridges block the way. Hmm. Să înțeleg că trebuie să o parcăm aici, nu? Hai să o parcăm, da. Dacă tu zici. Our village is inland. We will take the horses from here. The others will follow on foot. Ah, nu este mai șmecher și ceilalți, nu. Is there danger of an ambush? Not this close to the water, and not at night. Siegfried has done his work too well. I will finish unloading the ship. You two go ahead. Many thanks, Pierre. And Eivor, there is something we should talk about when I arrive at Melun. Until then, ride safe. Găsim oare chestii de assassins pe aici? The ride is not long. How will I face Siegfried? He entrusted me to gather axes. He wants me to lead one day, but I failed even this. The failure was not all yours, Tuka. Hmm. Jarls are ever busy with their own concerns. Ah, just give me strong ale and a good fight. What else matters? Mă jur, toate conversațiile din joc se rezumă la chestia asta așa. They have been watching us closely of late. What do you think it means, Eivor? That Siegfried has not finished his work yet. Ah, cool. Siegfried will not be finished until there are no more Franks left to fight. Scouts have been gnawing at our heels ever since Charles forced us from the north. He pushes hard against your people. You might have to lead sooner than you expect, Toga. I may not be the best one to do it. Oh. I see the longhouse. We are almost there. Oh, în sfârșit aici trebuie să ajungem. Ziceam că toate conversațiile din jocul ăsta încep serios, nu știu ce, și dintr-o dată, oh, mai degrabă prefer să beau și să mă fac turtă și să... toate alea, știi? Deci cam asta observ în pattern-ul ăsta, în matrița asta de conversații în Assassin's Creed Valhalla.
Gen, pui niște chestii serioase, pui niște planuri deștepte, bla bla și toată. A, știi ce? Îmi bag picioarele. Hai să bem și să ne batem. Înțeleg că despre asta e cu vikingii, dar ok, cât de mult vrei să exploatezi un stereotip? It is strange to be back after so long. I thought to return with an army. Ești te-ai întors cu mine, mare brânză. Tot acolo ai, nu? De fapt, noi am venit cu o singură barcă, deci mai rău. Melun. Ar fi tare dacă te-ar pune să găsești niște locații de-astea așa cu assassins. Gen old assassins. Birouri de-alea. Da, cred că e prea devreme pentru așa ceva. Să sigur mai încolo le găseai. Totul a fost bine, sper. Sunt alții care ai venit în urmă? Trebuie să-l Siegfried. Sigur. Well, you will find him where he always is. Ah, yes, he will be at the burial grounds, staring into the mist. It is where he begins most days. This way. Okay. Am zis că prins cea putere de invocat șobolan, deci și aia sună o treabă. Sună foarte a Plague Tale Innocence. Ceea ce mă face să-mi doresc mai mult continuarea la Plague Tale. The fuck? Bă, muzica ce drept e un punct foarte puternic al jocului. Sinric, my father lies there with unde? The others. We should go. Au un parte aia, zice, ok. Unde vrei vreți să mai mă duc? Hotărăște-te. Fără mișto. De ce nu știi? De ce se uită așa dubios după mine? Nu te poți uita în față? There's something calming about this place. It is a beautiful land. E un câmp. Or would be if it was not filled with Franks. There is Siegfried. You go ahead. He may not be happy to see me return with so few allies. Mm. I will not rest, brother. Yo, domnul Siegfried, what up, boy? Scuze cum arată băiatul ăsta. Oh shit, zici că e Thorim din dwarfii aia de la din Lord of the Rings. Siegfried. You came, Wolfskist. De unde știi că eu am fost? Designul lui arată nice. Knew it was me. Pierre sent word ahead. Ah. Your axe will be a boon to us. I heard your axe has been busy as well. Yes, I've slain many on the open field with honor, as Odin intended. It is our way. But it is not their way. The Franks dragged our Jarl Sinric from his bed and gutted him like a coward. They did not even bury him, just left his body for the animals to take. I raised this mount for him. Hmm. You want me to join your side against these Franks? There is no side. Oh? There's only blood debt and vengeance and Helheim for those I split with my axe. Jesus. Okay. I know of blood debt and vengeance. When the time comes, Siegfried, you will have my axe. Good. Tis as I hoped. Now we will feast, and I will tell you of my plans for Paris. This is Vidar, a more noble beast I have never known. The Gram Kal. It is a good name. Stai așa. Many Franks have met. Avea un problem, unde-mi e Calu? Sunin. Așa. He hates them almost. You placed the carving at Simric's grave. Simric won it from me in the Holmgang when we were children. It is Eiklirni who watches over Odin's hall in Valhalla. Cine? He was holding it when I found him. It was the only way I knew him after the animals had gotten to his body. Oh shit, deci cred că l-au mâncat niște șobolani sau ceva chestii. Ei, găsutem în Franța până la urmă. Șobolani ar trebui să fie destul de popular pe aici.
Am și uitat ce, ce animal de companie am eu. Absolut senzație. Ca întotdeauna. Sincer. Ia. Pentru asta a fost tot. Nu te-ai să luăm pe jos? Ce încrămătit merge el. Nimica? Nu mai zice nimica pe drum? Trist. Ours will be the greatest raid since Ragnar sacked Paris and brought longships full of silver back to King Horik. We will fill our war chest with silver and our mugs with mead. Blood and glory! Skull! Bun, bun speech. This is not just about silver, Torka. He hates being disturbed while he eats. You know, Ragnar returned with more than just silver. More than silver? What was it? Swords, precious jewels, wine! No. Stories of a dead saint defending Paris. Horik was so awed, he freed the Christians and executed his raiders. Really? That does not sound glorious. The fuck? Ce vin băieții? Poate vedem și pe Grasul. I will deliver thine enemy into thine hand, that thou mayest do to him as it shall seem good to thee. Ce spart bără asta. Kill the heathens! Bring me Siegfried's head, and that one as well. Leave the stripling alive to tell of it. Prea sună băieții cu accent franțuzesc. The what? Bishop Anglin, this is a good night. E ciudat totuși că e o firmă franceză, iar, iar accentele franțuzești sunt cam ciudate. Ce not to draw attention? Eivor, what the fuck? Stai mă, cum folosim asta? Așa mă. Aici cum ai fi țar? Calul de râs să-ți fie, bă, băiatule. Gata, aia zic. O fi la, bă, cai! Mamă, dar serios ăștia, stupizi. Ce, mă, vrea să-i casapesc așa? Calul ăla săracu, ce genul, ce fac eu aici, de ce se devină? Gata. Where did Anglin go? Rupe capul. Siegfried, wait! Ai. What did he say to you? Nimic. Toka, see to the wounded and find the watch. They should have warned us of the attack. N-au trădat. I told you he doesn't like to be interrupted while eating. We needed that soldier alive to question. Wild heart, level head. Oh, I like that. Where is Siegfried going? My guess is to find that bishop, Anglin. He hates him above all others. It was he who killed Sinric. Oh. Yes, his sword brother and your father. I'm sorry, Toga. Ei nu prea pare să-i pese. If anything, the attacks grow more frequent, as you see. Randvi was right. I have to stop this before it reaches Ravensthorpe. Unless you can convince their king to surrender, you may have to kill every soldier in Francia. Easy. This battle will not be won with axes. Oh. I must find a way to meet Charles. Convince him not to attack England. Remember, Charles murdered Gottfried. He will not honor his word. Better to kill him. The problem is bigger than one king, Toga. I must talk to him. It is what my clan expects. You may be right. But I am not the one you will have to convince in the end. If you kill Anglin, Siegfried might be persuaded to help you find Charles. You begin to think like a Jarl, Toka.
Oh. Twice our scouts followed Engelwin to the slums south of Paris. When you are ready, 큰일이다. That is where Siegfried will be. I will meet Siegfried there and return when Engelwin is dead. Then we will find Charles. Okay. Eivor, over here. Adică începutul nu e rău, până acum, dacă e să o luăm așa. Hei! Stăntească dos! Ce-ai, mă? Ursa Major? Primi cumva un urs pe porți de cal? Cred că asta am primit, de fapt. Stai, vreau să dau puțin zoom. Cum dai zoom în chestia asta? A, așa. Ce-i aia? Eivor and Pierre held the ground of Revels opposite Frankie's Lodges. Ah, ok, deci trebuie să te ocupi de chestiile astea să faci... să faci treaba asta, știi? Gen, l-a ajuns pe ăla cu... cum îi zice, mă? Cu Revoluția și da, după aia trebuie să ocupi. Mă, zona e destul de micuță. Dacă asta e tot, pare destul de micuță. De-aia zic, probabil destul să nu fie așa de lung, dar cu cine știe? Te trezești cu alte chestii. Children of Danu și-ți mai dă o de aici, au alți 1000 de nebunii de destruși. Mă, până acum începutul pare destul de promițător, dar așa a fost și tura cu druizii, așa că nu știu sigur exact ce să zic pe treaba asta. Dar poate să vedem, poate mai dăm o șansă pe vreun stream și dacă devine interesant poate punem pe YouTube toată treaba. Dar ăsta este DLC-ul, cam așa începe toată aventura. Dacă sunteți curioși și aveți jocul și Season Pass-ul, știți ce aveți de făcut, puteți să vă descarcați chiar acum și să jucați. Dacă nu, știți unde vi-l puteți lua. Așa că da, cam asta ar tot, aici a fost Bob și ne auzim data viitoare. Pa, pa!